Astăzi vreau să vă aduc în atenție un exemplu definitoriu al unei sinecuri politice, una dintre numeroasele găuri negre în care se scurg banii de la bugetul de stat, bani pe care cetățenii încredințează statului cu speranța că acesta îi va administra într-un mod responsabil. USR Plus a promis desființarea sau reorganizarea autorităților care, deși finanțate din bani publici, nu sunt în mod real în serviciul cetățeanului. În plus, am promis și obligativitatea ca acestea să raporteze public indicatori de performanță, numărul de beneficiari și bugetul cheltuit. Un astfel de caz este Autoritatea Teritorială pentru Ordine Publică, structură cu rol consultativ, care funcționează pe lângă consiliile județene și, după cum scrie în lege, ar trebui să asigure prin activitatea lor reprezentarea intereselor comunității în scopul menținerii unui climat de siguranță și securitate publică. De aproape 20 de ani, de când acest organism a fost reglementat prin legea 218, din 2002, banii cetățenilor au fost consumați inutil. În fapt, acest organism este doar o sursă suplimentară de venituri pentru persoane desemnate de președinții ai consiliilor județene, conducători ai instituțiilor publice și consilieri județeni, ceea ce transformă autoritățile teritoriale pentru ordine publică în adevărate sinecuri. Membrii autorităților teritoriale pentru ordine publică se întrunesc în ședințe și iau decizii, dar care au efectul doar unor simple recomandări, neproducând niciun fel de efecte juridice. Pe scurt, prin acest organism sunt recompensați cu sume consistente diversi politicieni și oamenii apropiați ai acestora. Doar pentru participarea la o ședință lunară, un membru ATOP poate primi până la 20% din indemnizația președintelui Consiliului Județean. Membrii ATOP sunt atât consilieri județeni, cât și conducătorii ai unor instituții publice, precum poliție, poliție locală, ISU, prefectură sau jandarmerie, iar aceștia sunt deja retribuiți corespunzător pentru funcțiile și responsabilitățile lor. Deci nu există justificări pentru ca aceste persoane să fie plătite încă o dată pentru exercitarea acelorași atribuții. Mai mult decât atât, în componența Autorității Teritoriale pentru Ordine Publică, mai sunt numite în mod discreționar de către președintele Consiliului Județean încă 3 persoane, care ar trebui să reprezinte societatea civilă. Dar în majoritatea cazurilor, acestea nu sunt persoane recunoscute ca fiind reprezentanți ai comunității, fiind, în fapt, tot apropiați ai politicienilor, alți oameni de partid sau chiar reprezentanți ai media. Așa cum a spus și președintele USR, Dan Barna, acesta este un model clasic de ventuză bugetară, deoarece este evident că nu are o funcționalitate reală. Cifrele ne-au arătat că banii sunt consumați de-a lungul timpului de către autoritățile teritoriale pentru ordine publică și nu au avut un efect care să aducă vreun beneficiu real cetățenilor, iar România are nevoie neapărată de o reformă a tuturor acestor tipuri de instituții și organisme care nu fac altceva decât să înghită inutil bani de la buget. Cazul autorității teritoriale pentru ordine publică nu este unul singular. Există sute de astfel de structuri, iar USR Plus și-a asumat că va face o prioritate din gestionarea responsabilă a banilor publici. Sunt Poliana Hangan, deputat USR în circunscripția 22 Hunedoara și am depus o inițiativă în acest sens. Mulțumesc!